De ce s-a retras statul român dintr-o afacere profitabilă și pe ce au pus ochii americanii? Vă spunem o poveste care este într-adevăr foarte interesantă. Știți că fondul proprietatea s-a înființat ca 50-60 de mii de români să fie despăgubiți, cei care, cărora li s-au confiscat proprietățile pe vremea comuniștilor. 40 de mii de români, doamnelor și domnilor, au rămas în momentul ăsta fără nicio despăgubire. Statul român trebuie să rezolve problema la CEDO. CEDO i-a dat termen până în aprilie, costă câteva miliarde, statul român se retrage din fondul proprietatea, rămân acționarii, acționarul principal, un fond american, care ce credeți dumneavoastră că vrea să facă? Vrea să vândă pe bucăți, avem aici, vrea să vândă pe bucăți părți din Romgaz, nuclear electrica, hidroelectrica. Deci unele dintre cele mai profitabile companii și cele mai importante, americanii, pentru că nu mai există niciun alt acționar majoritar, fondul din America, Elliott, cere vânzarea fondului proprietatea activ cu activ. Ce ar însemna asta? Să vedem și următoarele cartoane. Ce ar însemna asta? Ar însemna faptul că pachete de 20% din Petrom și hidroelectrica, de 15% din Romgaz și 10% din nuclear electrica, vor fi vândute în următorii 3 ani, dar mai sunt și alte companii profitabile pe lista fondului proprietatea, care companii își vor pierde părți bune din companii, ducându-se către acționarii fondului proprietatea. Statul român s-a retras. S-a retras, domnule Chiriac. S-a retras. Nu mai are niciun control. Și toți banii aceștia, din vânzarea pachetelor de acțiuni de la Romgaz, hidroelectrica, merg către... Nu mai sunt alte modalități acționari pentru PDL să-și facă rost de bani de campanie, doamnă? Nu știu, domnul Chiriac. În opinia mea este o crimă. O ultimă crimă pe care o mai săvârșește PDL-ul împotriva poporului român. Și sunt mai multe crime făcute de PDL împotriva poporului român. Alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin este o crimă la adresa democrației și a poporului român, ca să vorbim despre lucruri clare, ferme. Utilizarea ultimei resurse care mai exista în țara noastră, gradul scăzut de îndatorare, utilizat de PDL din plin în 2009. O altă crimă, fiindcă amanetează soarta unor generații viitoare. Acum sunt câteva companii, mulse de PDL, că toți șefii de acolo sunt puși de PDL, nu sunt puși Bogdan de acolo. Drăgoi, care s-a retras acum, era în conducerea fondului proprietate, actualul ministru al finanțelor, deci bănuim că știa ce se întâmplă și ce înseamnă lucrul ăsta, că banii nu vin la stat, nu? Apropo de un trafic de interese, deci nu e vorba că banii vin la stat, e un moment că foarte prost să vinzi orice ai vinde. Domnul Chiriac, banii, chiar dacă se vând părți din Romgaz, nu mai ajung la bugetul statului, ajung la investitorii străini. Energia. În momentele acestea, în loc să eficientizezi, adică să nu-și mai iau o bucată atât de mare PDL-ul din aceste profituri, să-și iau una mai mică, chiar dacă e an electoral. Restul poate să meargă la buget, care și așa e vlăguit. Deci, în opinia mea, a vinde bucăți din aceste companii este total greșit și avem experiența tristă a vânzării Petromului și, de fapt, nu a fierătanilor de la Petrom, ci a concesionării petrolului din pământul României, a unei jumătăți din gazul produs în România și vedeți ce nevoie avem de gaz în iernile astea foarte friguroase. Da, că importăm, deși noi avem gaz și exportăm, multe, acum importăm la un preț foarte mare. Multe alte privatizări care n-au adus absolut nimic poporului român decât un număr record de șomeri, uitați-vă cei la Sider Scalați, așa, și lucruri care s-au vădit a fi nefaste pentru poporul român. În opinia mea, este o ultimă crimă pe care o mai săvârșește înainte de noiembrie acest partid politic în țara noastră. Vă rog. O să vă spun ceea ce spun de mai mult timp, pentru că eu sunt un adversar declarat al acestei așa zise privatizări. Nu e o privatizare. Privatizarea e o schimbare de proprietate cu un scop. Eficientizare, creare de locuri de muncă, apărarea mediului înconjurător. Asta este o vânzare la tarabă, la tejghea. Deci această vânzare în condițiile actuale este, domnul Chiriac spunea, o crimă, eu spun în termeni folosiți în literatura economică și utilizați juridic în alte țări, subminarea economiei naționale. Este o subminare a economiei naționale. Pentru că în condițiile actuale, în toată lumea, statul se întărește și întărește capitalul, assets-urile. Noi facem exact invers.
Deci nu există niciun argument în momentul de față ca să facem o privatizare. Piața este proastă, prețurile sunt mici, statul va câștiga foarte puțin. El nu că nu va câștiga, va câștiga, dar din alte acțiuni, nu din banii care vin direct la el, ci din tranzacționale. Explicați-mi ceva, domnule profesor. Există temerea că oamenii aceștia, înainte să vândă, ca să crească prețul, ar putea mări chiar prețurile la gaze și la energie. Da, evident asta. Deci se răsfrâncă această evident. Asupra Vă aduc aminte că acum câteva săptămâni un deputat PDL a făcut public un sistem de mafie în gaz, care ducea la explicația acestei situații. Ridicarea... Culmea chiar de la PDL, pare nu s-a... La PDL? De la PDL, da. Nu s-a întâmplat nimic. Nimeni n-a luat nicio poziție, n-a făcut nimic. Te-aș fi așteptat ca instituțiile statului... Nu mă așteptam la asta, dar este dovada că așa ceva se pregătește. Deci această acțiune de vânzare ar trebui să fie stopată printr-un obstacol public. Adică lumea ar trebui ca să înțeleagă că este o mare greșeală față de acest popor. Nu se poate așa ceva. În momentul de față este un joc impus de FMI în dezavantajul României, clar. Aici nu mai e vorba despre strategii greșite. Dar se mai poate face ceva, greșite. Domnule profesor, din moment ce statul s-a retras, există numai investitori străini, ce se mai poate face? Se mai poate schimba puterea actuală. Domnul profesor are dreptate. Modul în care aceste companii sunt gestionate, cele profitabile, sunt vândute unor investitori privați, da? Și din care câștigă numai investitorii respectivi, în niciun caz statul care a investit, și companiile de stat falimentare care sunt în continuare susținute, de aici, sigur, reiese foarte clar subminarea economiei naționale și, de fapt, a interesului național. Și apropo de ce spunea domnule profesor, am citit astăzi că polonezii ne transmit nouă să nu vindem companiile, să nu privatizăm, să nu vindem companiile strategice într-un asemenea moment. Nu vă indic dumneavoastră să citiți literatură occidentală, între ghilimele. Citiți literatura, tradusă în limbi care le putem consulta și noi, poloneză, baltică și ungurească. Toți sunt împotriva acestui lucru și au argumente foarte, foarte valabile pe care le avem și noi de altfel. Dar pe noi nu ne ascultă nimeni. Ei însă au argumente foarte serioase. În momentul de față, statul național, în condițiile în care zona euro este cum este, în condițiile în care Uniunea Europeană este cum este și criza mondială încă nu a trecut, statul național nu trebuie să piardă nicio bucățică din asetele pe care le are. Aveți dezastrul privatizării pe tot. Da? Faptul că, deși în România acciza este mai mică, semnificativ mai mică decât în alte state occidentale europene, despre asta vorbim, la noi prețul la pompă începe să fie foarte ridicat. Dar dacă nici măcar acciza, nu e vorba de o privatizare aici. Doamnă, dacă acciza, și acciza va ajunge, că e prevedere europeană, nu? Până în 2014. Da, da. Deci dacă în România acciza de suprataxa la carburant ajunge la nivelul din toată Uniunea Europeană, vom avea cel mai scump litru de combustibil, de carburant din Europa. De ce? Din cauza faptului că s-a dat aberant, criminal, împotriva acestui popor, concesiunea asupra petrolului de pământul României. Expiră în 2014 chestiunea asta, să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată însă, actuala putere, bun, nu PDL-ul a făcut asta, să recunoaștem, s-a întâmplat înainte de 2004, dar PDL-ul nu a făcut nimic de 7 ani de zile pentru a încerca să remedieze lucrurile. Avem foarte multe subiecte, așa că depășim acest subiect cu concluzia domnului profesor Coșa că acest lucru s-ar mai putea rezolva doar dacă ar fi o schimbare politică. Nu dacă... Eu am înțeles că acest guvern, domnul Boc, a fost schimbat pentru că trebuia făcut altceva. Piața sau strada a vrut altceva, toți au vrut altceva. A venit un nou guvern care din prima zi a declarat că vrea să continue linia guvernului. Să ajunge imediat. Și atunci, nu, domnule, vreau să vă spun că nu ne putem aștepta de la acest guvern, cel puțin până la această dată, la schimbări de poziție radicale. Ori asta e o schimbare de poziție radicală, dar este în interesul statului și poporului român. Bun.